La nivelul județului Mehedinți, începând cu 1 ianuarie 2011 până la ora actuală, vorbim de un număr de aproximativ 7600 de dosare de pensie care vor beneficia de acest indice de corecție, dintre care un număr de 540 de dosare aproximativ sunt dosare care se vor lucra manual, deoarece pe parcursul sau după depunerea dosarului de pensionare, acestora li s-au adăugat anumite documente, respectiv adeverințe, iar aceste dosare sunt un pic mai complicate de lucrat. În rest, aproximativ 5400 de pensionari, repet, doar cei care au depus dosarele de pensie după 1 ianuarie 2011 vor beneficia de acest indice de corecție. Reamintesc faptul că în ianuarie 2013, prin aplicarea ordonanței numărul 1, acest indice de corecție s-a aplicat la toate pensiile, la toate dosarele de pensie depuse cu un indice de 1,06. După aceea, în urma unei decizii a Curții Constituționale, acest indice a fost defalcat pe ani, și anume, în anul 2011 a fost un indice de 1,12, în anul 2012 de 1,17, în anul 2013 de 1,06, iar anul curent 1,07. Pensionarii care între timp vor primi aceste diferențe între indicele inițial 1,06 aplicat și indicele dat în urma deciziei Curții Constituționale vor primi banii până la sfârșitul lunii martie, cel mai târziu luna aprilie.